L-au comemorat pe George Coșpuc, 149 de ani de la nașterea sa. Este vorba despre elevii gimnaziului Florea Bogdan, dar și ai liceelor tehnologice Petru Maior și Lucian Blaga. Aceștia au luat parte marți 20 octombrie la o activitate despre viața poetului, în care au adus în fața spectatorilor cântece, poezii și dansuri populare. Noi suntem astăzi foarte bucuroși pentru că suntem la a doua ediție, putem spune, comemorăm 149 de ani de la nașterea poetului George Coșbuc. Sunt foarte bucuroasă, deoarece în număr foarte mare copii au împrumutat cărți de la bibliotecă de George Coșbuc, au învățat poezia lui George Coșbuc. Noi le-am pregătit o scurtă prezentare despre viața poetului. Vor juca jocul Borbuncul, un joc specific locului de naștere a poetului. Și scopul activității noastre a fost să promovăm cultura tradițională, bineînțeles ca să încurajăm pe tineri să citească, să iubească poezia, de asemenea să conștientizeze și să valorifice cât de importantă este poezia în viața lor și în devenirea lor. Sunt foarte bucuroasă pentru că participă foarte mulți copii și este foarte frumos că suntem toți lângă oaltă. Cu cântecul La oglindă voi cânta două strofe cu acompaniament. Cam două zile, trei. Poți spune câteva versuri? Da. A venit un lup din crâng și a alergat prin sat să fure și să ducă în pădure pe copiii care plâng. Și a venit la noi la poartă și am ieșit eu și i-am spus: Luflă mâncutre cojoace, hai la mama să te joace. Eu chemam pe lup încoace, el fugea încotro vedea. Eu voi spune o poezie și voi cânta cu cele mai mari un cântec. Ai emoții? Puține. V-ați pregătit mult? Da. Astăzi voi recita o poezie, Iarna pe uliță, și sper să am puține emoții și sper să nu mă încurc. Îți place poezia sau de ce ai ales-o? Se apropie iarna? Da, și îmi place foarte mult și poezia și doamna bibliotecară mi-a dat-o și am acceptat-o. A fost greu de învățat? Nu, n-a fost. Tu ce vei face? Eu voi recita o poezie care se numește În miezul verii. Ne spui câteva versuri? Da. O fâșie nesfârșită, dintr-o punză pare calea, printre holde rătăcită, toată culmea adormită, toată valea. Liniște de plin stăpână, peste câmpii arși de soare, lunca-i goală, la fântână, e pustiu și nu se îngână nicio boare. Numai zubzetul de albine, fără începere și adaus, curge într-una, parcă vine, din adâncuri firii pline de răpaus. Eu o să recit o poezie. Care? Povestea Gâzganului. De ce le soți place? Da, și este distractivă oarecum. A fost greu de învățat? Nu, foarte ușor. Cam câte zile ți-a luat? O jumătate de oră, nu mi-a luat multe. Așa puțin, ne spui două versuri. Da. Un gâscan cu pene lucii, cum trecea pe pod prin sat, și într-o mână avea papucii, nu știu cum i s-a întâmplat, că papucii îi căzură. Ce păcat, oh, ce păcat, căci erau cu alesătură, fără leac de tivitură. Ce păcat. Ai emoții? Puține. Știi ce se întâmplă astăzi? Da. Vom recita poezii de George Coșbuc. Ce poezie vei recita? Eu voi recita poezia Păstorița. De ce ai ales-o? Îmi place foarte mult și e ușor de reținut și mă reprezintă puțin. Umbre mare sar pe cale, ziua moare după cul. De pe coastă, pe sul, se scoboară mie în vale, obosit și blând popor. Și cântând, pășește agale o copilă în urma lor. Noapte bună, soare, sunt până mâine, noapte bună. Mâine iar vom fi împreună, tu să râzi, iar eu să cânt. Mâine până în zor te scală, adă flori de argint în poale și le așterne pe pământ. Vreo două, trei zile. Îți place sau de ce ai ales-o? Da, e și scurtă, îmi place. Zările de farme pline strălucesc în luminiș, zboară mierlele în tufiș și din cudri noaptea vine pe furiș. Cu cofița pendelete vine veste de la râu și cu poala prinsă în brâu vin cântând în stoluri fete de la grâu.
George Coșbuc a trăit între anii 1866 și 1918 și a fost poet, critic literar și traducător român din Transilvania, membru titular al Academiei Române din anul 1916.